Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Știri. Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, care a fost recent, Instituția Prefectului Județului Vâlcea a lansat o campanie numită Pașaport către Viață, o campanie care să sprijine donațiile de sânge la nivelul Centrului de Transfuzie Sanguină Vâlcea. Vom discuta și noi în această seară mai în detaliu despre acest lucru și de asemenea vorbim puțin și despre infrastructura rutieră raportată la nivelul Județului Vâlcea. Vedem ce șanse are drumul care face legătura cu viitoarea autostradă Pitești să fie realizat și cât de important ar fi pentru noi acest lucru și de asemenea cât de importantă este infrastructura rutieră, dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru dezvoltarea județului nostru. Despre toate aceste subiecte am plăcerea de a discuta în această seară împreună cu invitatul meu, domnul subprefect Victor Stănculescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara televiziunii Accent, telespectatorilor televiziunii Accent TV, oricând sunt deschiți unor astfel de discuții, mai ales că sunt de interes numai pentru noi, cei care ne învârtim în actul administrativ, cât și pentru locuitorii județului Vâlcea. Cu siguranță știți că tot timpul s-a pus problema aceasta a infrastructurii, că este o piedică în atragerea de investitori la nivelul județului nostru și știți și dumneavoastră că foarte mulți vâlceni aleg să părăsească județul tocmai din cauza lipsei locurilor de muncă. Da, este adevărat. Am discutat de-a lungul timpului cu oameni de afaceri care doreau să-și dezvolte un business în județul nostru, însă această infrastructură rutieră, și nu mă refer la cea din interiorul, neapărat la cea din interiorul județului, mă refer la cea din exteriorul județului către Sibiu, către Pitești, către Slatina, care duc către granițe, către Arad, și spuneau costurile ar fi mult prea mari pentru ei, având în vedere că infrastructura rutieră, și aici mă refer la DN7 Valea Oltului, este destul de greoaie și atunci costurile ar fi mult prea mari. Sper ca câștigarea licitației și începerea lucrărilor pentru autostrada Pitești-Sibiu, pe de o parte, să ne favorizeze și să putem să atragem investitori în județul Vâlcea pentru a crea noi locuri de muncă bine plătite, pentru ca pe viitor copiii plecați și nu numai în străinătate să se întoarcă în județul lor natal. Însă și aici trebuie să avem în vedere mai multe aspecte și am început cu a doua problemă de care, cu care discutam, cu infrastructura. Chiar dacă vom avea autostrada și ne vom lega doar la Racovița și vom coborî la Racovița, fără a face acel drum expres Râmnicu-Vâlcea-Pitești, Curtea de Argeș, pe Curtea de Argeș, eu vă spun că nu vom cunoaște o dezvoltare reală și nu este imposibil. Sumele făcute, vehiculate de către experți, duc undeva la vreo 40-50 de milioane de euro acest drum expres, cu tot cu ceea ce înseamnă expropiere de teren și construcție. Însă trebuie să existe și voință și dorință din partea Guvernului, din partea Ministerului Transporturilor, pentru că acesta este proiectul nostru al Partidului Național Liberal, filiala Vâlcea, cu care ne-am angajat în campania din 2020 că vom reuși acest lucru. Din păcate, județul Vâlcea, de-a lungul timpului, și acum nu știu, eu ca și membru PNL, să spun că sunt mulțumit, județul Vâlcea a dat 3 premieri. Cred că toți premierii, și mă refer acum unde știu exact 100%, ultimul premier, mă refer la domnul Florin Câțu, a avut pe masă acest proiect de drum expres. Nu a existat buget, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu pandemia, costuri suplimentare, însă până la urmă, pentru a cunoaște o dezvoltare reală, acest drum expres trebuie făcut. Ca o concluzie așa, ce șanse dați dumneavoastră acestui drum de a fi realizat? Nu am premoniții și nu pot să ghicesc, îmi doresc. Îmi doresc să se întâmple acest lucru. Eu cred că toate forțele politice din județul Vâlcea, indiferent de coloratura politică, indiferent că se află în opoziție sau la putere, mă refer la parlamentar, trebuie să susțină acest demers, pentru că sunt locuitori și cetățeni ai județului Vâlcea și că trebuie să lupte, lăsând orgoliile la o parte, pentru, în primul rând, pentru județul Vâlcea și, în al doilea rând, eu vă spun că cine va reuși să facă
acest drum expres va rămâne în memoria, în memoria locuitorilor județului Vâlcea, locuitorilor municipiului Râmnicu cu Vâlcea, cum și dacă mergem la Voineața acum, ca o paranteză, chiar dacă a fost condamnată penal cu executare, dacă mergeți în Voineața și discutați în Voineața despre Elena Udrea, să știți că o să auziți numai cuvinte de laudă datorită pârtiei construite la Obârșie. Deci, cumva, acest drum reprezintă cireașa de pe tor. Cine va pune acest lucru? Cine va pune, dar va rămâne în istoria municipiului și a județului Vâlcea. Spuneam eu la începutul emisiunii despre această campanie Pașaport către Viață, o campanie lansată de instituția prefectului județului Vâlcea și aș vrea să ne dați dumneavoastră mai multe detalii, pentru că poate sunt persoane interesate. Am înțeles că există și ceva beneficii pentru cei care merg să doneze sânge. Da, într-adevăr, ne confruntăm și nu numai la nivel de județ Vâlcea, ci la nivel național cu o criză a sângelui, în care în spitale este nevoie de acest sânge și pentru a salva viețile oamenilor ce se confruntă cu probleme, și am gândit să atragem și să mediatizăm într-un fel locuitorii județului Vâlcea să facă acest demers, să-i spunem, umanitar, prin a dona sânge pentru a salva mai multe vieți. Eu am donat acum 6 luni de zile, aproape 6 luni de zile, mai am 2 săptămâni, se împlinesc 6 luni de zile, o să merg din nou să donez sânge, pentru că știu că prin gestul meu făcut, prin a dona sânge, pot salva o persoană într-o situație critică de sănătate. Vă aduceți aminte că instituția prefectului de-a lungul timpului, Vâlcea, a venit cu astfel de măsuri, să le spunem, de încurajare, pentru că și în perioada pandemiei am organizat un drive-thru privind vaccinarea la Obârșe Sus, la cota 2300, unde au existat, să-i spunem așa, între ghilimele, premii, și anume cu invitații la concertele ce au fost susținute de artiștii cunoscuți pe plan internațional la Brezoi. Același lucru și aici, este vorba de vor fi recompensate persoanele ce vin să doneze prin bonul valorice, în care pot să-și achiziționeze ce doresc dumnealor. Și funcționează acest sistem prin recompensare? Vreau să vă spun, a funcționat, dar în ceea ce privește donarea de sânge, nu cred că neapărat recompensarea persoanelor ce vin să facă acest gest este primează și motivant. Aceștia vin în primul rând din conștiință și sunt conștienți că prin gestul făcut de către ei salvează o viață. Și să vă mai spun un lucru, am fost temător și eu la început, că mă duc, nu știu ce se întâmplă, după aceea cu organismul, etc. Însă medicii specialiștii mi-au spus că este benefic și pentru propriul tău organism ca să donezi această cantitate de 500 de mililitri de sânge, pentru că se regenerează și pentru corpul tău ca și donator este benefic. Să nu uităm faptul că avem un centru de transfuzie nou și modern, așa că avem toate motivele să mergem. Da, este un motiv. Acum, dacă avem conștiință și dorim acest lucru, putem să facem și un cort în centrul Râmnicului. Bine, în condițiile sanitar igienico-legale, și să facem acest lucru. Ori de câte ori ne-am confruntat, pentru că am avut de-a lungul timpului colegi de-ai noștri care au avut nevoie de o anumită cantitate de sânge, de o anumită grupă sanguină, însă am apelat atunci atât la colegii noștri din instituția prefectului să meargă să doneze, și le mulțumesc pe această cale, atât la colegii de la Pașapoarte, poliție, jandarmi, MISU, au fost solidari cu persoanele respective ce au avut nevoie de transfuzii sanguine și a fost o reușită. Mergem puțin pe partea economico-socială prin raportare la județul nostru și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți lucrurile din acest punct de vedere. Din păcate nu pot să spun că le văd prea bine, având în vedere că județul Vâlcea se află la coada județelor privind salariile în județ. Ca atare,
trebuie să conștientizăm și să vedem care sunt lipsurile și cum putem să reușim să facem ca și județul Vâlcea să se afle în, printre primele județe ca și salarizare, ca și salariu mediu brut primit. Sper că trebuie să, exact cum spuneam și cu infrastructura, să înțelegem că nu mai merge să facem nici politică, nici administrație herupistă prin certuri, prin intrigi, prin înjurături și trebuie să ne concentrăm, mai ales că acum există o coaliție de guvernare destul de puternică și solidă care poate trece prin Parlament și nu numai legii benefice atât pentru locuitorii județului Vâlcea cât și pentru cetățenii României și cred că printr-o discuție atât cu premierul și nu numai și cu ceilalți miniștri spunându-le adevărul în față și problemele cu care se confruntă județul Vâlcea putem ajunge ca pe viitor să zicem să ne comparăm aproape cu Sibiu. Ați văzut că din păcate asta este realitatea. Sunt foarte multe persoane care au ales în ultimul timp să-și cumpere locuințe în Sibiu, să se mute în Sibiu cu familie, cu copii și observați și ați observat o dezvoltare a Sibiului extraordinară în ultimii ani și o dezvoltare sau a capitalului economic prin atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă. Mi-aduc aminte când cel mai mare angajator, să-i spunem așa, privat, de la marginea municipiului, din comuna Budești, a venit în județul Vâlcea. Erau supărați, și asta vorbim de acum vreo 7 ani, 8 ani, erau supărați pentru că nu aveau niciun beneficiu din partea autorităților, nu se adică nu doreau beneficii în sensul punerii terenului gratuit la dispoziție, doar a creării infrastructurii de tragere a curentului electric, de asfaltarea drumului respectiv, toate utilitățile pentru a putea deschide această fabrică. Am făcut acest demers, eram consilier județean la momentul acela, am parteneriat cu comuna Budești, am creat toate aceste facilități și drept dovadă Budeștiul, pot să spun că este una dintre comunele fruntașe, să-i spunem așa, la atragere de investitori, creându-le condiții și cred că se poate și în celelalte localități. Trebuie să vedem specificul până la urmă cum să dezvolt județul Vâlcea, pentru că avem de la Râmnic în jos zona agricolă unde trebuie să ne gândim să dezvoltăm această zonă, avem de la Râmnic în sus zona turistică unde trebuie să dezvoltăm turismul, pentru că nu poți să faci agricultură în Racovița, Titești, Câineni, Boișoara sau Perișani. Asta trebuie o viziune pe termen scurt, mediu și lung și sper ca în viitorul apropiat aceste lucruri să se desfășoare și să se finalizeze. Dar vorbeați dumneavoastră despre faptul că foarte mulți locuitori au ales să plece, de dat exemplu Sibiul, dar totuși vedem că lucrurile din punct de vedere al imobiliarelor se mișcă, pentru că se tot construiesc imobiliare în municipiu. Citeam un studiu economic făcut zilele trecute în care spunea că prețul imobiliarelor în România a crescut foarte mult în ultima perioadă și dacă facem o comparație, dau un exemplu, la un metru pătrat din municipiul, centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea cu un metru pătrat din Los Angeles, o să observați că este prețul mult mai mare în municipiul Râmnicu-Vâlcea decât în Los Angeles, însă spunea că o mare bine, să-i spunem așa, o au și băncile pentru că au facilitat și condițiile mult prea ușoare au fost la momentul acordării creditelor și au existat persoane care au luat un astfel de credit, dar nu au reușit să-l ducă până la capăt și tocmai acesta a fost și motivul pentru acest boom imobiliar. Și tot în această analiză se spune că în viitor prețul va scădea considerabil, tocmai raportat la această chestiune, cum că băncile
nu vor mai acorda acele credite și nu ar mai exista acel cash flow pe piață pentru imobiliare. Da, va fi o problemă și cu creditele pentru că va crește roborul din câte este crescut roborul, sunt multe discuții dacă rămân pe robor sau se mută pe ICC. Eu că este mai mic decât roborul, dar ICC-ul, dacă vei trece de pe robor pe ICC, atunci nu vei mai putea, să zicem că va scădea roborul și nu vei mai putea să, ICC-ul va rămâne mărit mai mare, nu vei mai putea să treci. Și vă spun că până la urmă, eu cred, nu sunt de profesie economist, dar eu cred că amândouă vor fi la același nivel în perioada următoare. Într-adevăr, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, prețurile la imobiliare sunt extraordinare. Dar nu numai în municipiul Râmnicu Vâlcea, în toată țara. Și dacă mergem în București, și dacă mergem în Chiajna, unde s-a dezvoltat un tot așa un centru de apartamente, un ăsta, o să vedeți că peste tot sub 1000-1200 de euro metru pătrat pe locuință construită nu găsești. Este adevărat. Și prețul materialelor au crescut considerabil de la an la an, însă cam același preț era și în perioada când nu era crescut, o diferență mică, să-i spunem așa, în perioada când nu crescuse prețul la materiale și aceeași, sub același preț este și acum. Revenim puțin la județul Vâlcea, aș vrea să vă întreb ce vă doriți pentru județul nostru pe viitor? Nu știu, pentru mine nu pot să spun că îmi doresc prea multe, că na, am trecut, am o profesie și tot ce înseamnă. Să-mi doresc pe viitor, nu numai pentru mine, pentru toți părinții, să reușim ca județul Vâlcea să devină un județ din care copiii noștri să nu mai plece și să îmbătrânim alături de ei. Pentru că, eu vă spun acum, e dureros pentru un părinte, pentru o familie, să locuiască în municipiul Râmnicu Vâlcea și copilul să-i plece în Sibiu sau în București în căutarea unui loc de muncă pentru a se dezvolta profesional și financiar. Eu cred că asta e cea mai mare dorință a tuturor locuitorilor județului Vâlcea, să îmbătrânească alături de copiilor, să existe posibilitatea ca aceștia să nu mai părăsească județul Vâlcea, să-și găsească un trai bun, un loc de muncă pentru ei în viitor. Asta e cea mai mare dorință. În rest, ce poți să-ți dorești dacă ai copilul lângă tine? Da, până la urmă asta îți dorești, să ai copilul, să ai un sprijin la bătrânețe. Asta e... Nu neapărat sprijin, că ați văzut, avem și noi părinți, aveți părinți și ați văzut că tot ei ne sprijină, indiferent de cât de bătrâni ar fi. Dar e acea mulțumire că te întâlnești odată pe săptămână, la sfârșit de săptămână în familie și nu îi știi plecați la sute de kilometri. Culmea, pentru căutarea unui loc de muncă, nu pentru o distracție sau pentru o vacanță. Mergem puțin și către recensământ și aș vrea să vă întreb care mai sunt situația acolo, ce se întâmplă cu cei care nu fac acest lucru, pentru că sunt și persoane care nu doresc să... Sunt persoane, mă scuzați, reticente, sunt persoane reticente, însă până la urmă n-au existat, mă refer la județul Vâlcea, n-au existat probleme în acest sens și cam toată lumea, acum recenzorii au plecat în teren și cam toată lumea deschide ușa recenzorilor sau îi sună să revină dacă sunt plecați la serviciu sau nu. Județul Vâlcea se află în prima jumătate a județelor din România ca și persoane recenzate. Sper să ne încadrăm în termenul legal și să avem un număr cât mai mare de persoane recenzate și, într-adevăr, să vedem în momentul în care se termină recensământul unde stăm. Trebuie să vă spun ceva. O strategie ca o strategie așa făcută de fiecare primar în parte. Știți, cu cât și se implică foarte mult în comunitățile respective și de-aia vă spun că nu întâlnim dificultăți, cu cât scade numărul de locuitori în comuna respectivă, cu atât vii la un alt rang de comună, îți scade și numărul de consilieri locali și sunt mai multe dezavantaje. Ca atare, administrațiile publice locale s-au implicat în totalitate în acest recensământ început în județul Vâlcea. Și le mulțumesc pe această cale. Vorbim puțin și despre refugiați. Care mai este situația refugiaților? Da, acum vreo săptămână și ceva mai aveam vreo 60 de persoane.
trec prin momente grele, sunt condiții și au fost oferite condiții celor care... Am avut mai mulți refugiați în județul Vâlcea ce au tranzitat, dar nu au rămas în județul Vâlcea mergând către București sau către alte țări, cum ar fi Germania, cum ar fi Polonia. Însă nu ne-am confruntat cu situații dificile în județul Vâlcea în acest sens. Le-am acordat tot sprijinul necesar din punct de vedere material, logistic și nu numai. Dacă vă aduceți aminte, s-a născut chiar în județul Vâlcea mai acum o lună jumătate un copilaș al unei refugiate din Ucraina în maternitatea din Râmnicu Vâlcea fără probleme. A avut medic de familie, a avut tot sprijinul în acest sens. Sperăm ca acest război care a distrus, pe de o parte, sufletele și viețile multor ucrainieni și nu numai României, la nivel mondial, economia, să-i spunem, că este o repercursiune și un revers al medaliei, să-i spunem așa, acest război în ceea ce privește criza economică, creșterea prețului la petrol, implicit combustibil, gaze și celelalte, să se termine până la urmă și să ne reluăm viața normală. Am scăpat de pandemie, am zis că gata, nu mai avem restricții, nu mai avem absolut nimic. Și am intrat în acest război în care România a văzut că este solidară cu Uniunea Europeană pentru Ucraina. Astăzi președintele României, alături de Emmanuel Macron și alte oficialități, sunt prezente la Kiev să arate sprijinul și susținerea în acest război surd, să spunem, pe care Putin îl duce cu Ucraina. Și să termine, pentru că avem toți de pierdut, de fapt, nu numai ucrainienii. Haideți să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, pentru că revenim în câteva momente. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Producătorul de mase plastice din România, Krilel Mar, este mereu alături de tine, oferindu-ți o gamă diversificată de scaune și mese, diferite nuanțe și modele, pentru amenajarea locurilor de relaxare în grădină, terase și pentru orice tip de eveniment. Pentru relații și comenzi vă așteptăm la sediul societății din Târgu Jiu, strada Ciocârlău, numărul 36, sau la telefon 0722 405 163. Krilel Mar, experiență de peste 25 de ani. Aqua Carpatica
nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Cu o experiență de 15 ani în domeniul acoperișelor, noi suntem soluția. Vânzare și montaj acoperișe cu țiglă metalică, tablă fălțuită, polată metalică, sistem de drenaj, gamă largă de culori, texturi, grosimi, modele și material titan-aluminiu. Garanție pe viață. Măsurare și proiectare acoperiș, iar execuția materialelor în funcție de cotele acoperișului dumneavoastră. Transportul este gratuit, iar montajul opțional. Lucrări de referință, de la cele mai simple la cele foarte complexe. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0747 017 083 și la adresa de e-mail acoperisoltenia@gmail.com. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât nu-ți dai seama când ai terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor, sar gardul și continui treaba. La distribuitorii autorizați Stihl poți găsi prețuri speciale recomandate la gama de motocoase. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl, acum și cu acumulator. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport. În Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Ansamblul rezidențial Coloane Park, situat pe strada Tudor Vladimirescu numărul 129, lângă parcul Coloanei fără sfârșit, vă oferă locuințe moderne cu spații de recreere generoase, lumină naturală din abundență și o priveliște unică, spații comerciale și birouri pentru închiriere sau vânzare. De asemenea, în cadrul complexului regăsiți restaurante și cafenele, spații de joacă pentru copii, promenadă, parcuri individuale, servicii pază și monitorizare 24/24 și multe altele. Află mai multe pe www.coloana-park.ro și la numerele de telefon 0741 252627 sau 0756 165513. Vrem ca visul tău să devină realitate. Mulțumesc pentru diminețile liniștite. Mulțumesc pentru zilele de luni și pentru duminică. Pentru clipele petrecute cu prietenii. Motivație, voie bună, plimbările de sculț prin iarbă, pentru toate momentele plăcute oferite de Husqvarna Automower. Mulțumesc Robi, mulțumesc Husky, mulțumesc Blade pentru gazonul tuns perfect. Găsește robotul tău inteligent în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, strada Victoriei numărul 112 și la telefon 0253 210 736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine.
Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, dragi telespectatori, așa cum spuneam, alături de mine este domnul subprefect, domnul Victor Stănculescu. Domnule subprefect, discutam despre situația din Ucraina și aș vrea să vă întreb, continuăm puțin pe acest sector, dacă considerați că acest război sau conflict militar ne-a dat așa un, nu știu, un imbold ca să începem și noi dezvoltarea României. Nu, eu cred că imboldul l-am luat și ar trebui să înțelegem, nu numai România. Suntem membru al Uniunii Europene, toată Uniunea Europeană trebuie să ne înțeleagă. Imboldul ăsta ar fi trebuit să-l avem de la momentul începerii pandemiei. La momentul începerii pandemiei observăm că tu nu mai ai industria așa cum trebuie, nu numai în România, și în Uniunea Europeană. Aduceți-vă aminte că stăteam după acele măști și nu numai măști, celelalte materiale din China și din alte state din afara Uniunii Europene. Acum războiul vine și accentuează problemele cu care ne-am confruntat în perioada pandemiei și observăm că depindem de gaz, electricitate, petrol, de alte state care oricând acestea pot să spună nu, îți mai livrăm sau îți livrăm la acest, la prețul pe care noi îl dorim, cum a făcut și Putin. Dacă vreți să mai cumpărați gaze de la noi, atunci prețul este în ruble și nu mai este în dolari sau euro. Mă bucur că în sfârșit guvernul a reușit să pornească motoarele, să spunem așa, și să extragă gaze din Marea Neagră. Nu acoperă în totalitate consumul populației, dar oricând putem să facem față unei situații de criză. Sper ca și în ceea ce privește electricitatea pe viitor, și am observat din discuțiile purtate cu colegii mei de la Apele Române din țară că se încearcă repornirea acelor MHC-uri producătoare de energie electrică de pe râuri, și atunci am înmagazinat și nu am scăpat în totalitate, să-i spunem așa, și am avea monopol, însă am avea o gură de oxigen. Și ar trebui să ne restartăm un pic în ceea ce privește partea aceasta de tot ceea ce înseamnă metalurgie, tot ceea ce înseamnă întreprindere, să dezvoltăm o piață de, nu de consum, cum am fost în ultima perioadă în România, și să începem să producem și noi, pentru că este păcat, și am avut și cred că avem puterea și specialiștii necesari să facem acest lucru, pentru că ne vom trezi, ferească Dumnezeu, cu o problemă sau cu altă problemă mult mai serioasă și atunci vom avea de suferit. Deci nu am luat imboldul sau nu trebuie să ne restartăm acum de la război. Ar fi trebuit să avem acest imbold și să ne restartăm în totalitate de când a început pandemia. Da, toată lumea spune același lucru, că este necesar să devenim și noi producători, să devenim independenți din cât mai multe puncte de vedere, dar aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră de unde reușim să luăm banii necesari ca să facem acel lucru, pentru că avem o multitudine de sectoare în care avem lacune. Pentru că nu s-au atras sumele fiind membrii ai Uniunii. Asta trebuie să înțeleagă populația. Foarte mulți oameni sunt supărați că Uniunea Europeană cotizăm noi decât cotizăm. Nu doar cotizăm, ci și reușim să accesăm. Dacă dorim. Pentru că sunt comunități, municipii, județe în România care au accesat proiecte europene, fonduri europene, și
au reușit să-și dezvolte comunitățile respective la standardele europene, într-adevăr, secolul 21, mileniu 3. Asta trebuie să facem, să depunem toate diligențele. Mi-am aminte că acum vreo câțiva ani, împreună cu mai mulți colegi de-ai mei din orașul Băbeni, primar, viceprimar, consilier municipal, am fost într-o comună de 10.000 de locuitori din Polonia, Zbucin se numește, și am observat acolo și am văzut într-adevăr ce înseamnă o dezvoltare economică durabilă pe fonduri europene. Gradul de absorție al fondurilor europene în zona respectivă, de fapt cam în toată Polonia, era undeva între 80-90%. Am văzut într-o comunitate de 10.000 de locuitori 4 puncte ISU dotate la standarde europene care interveneau nu numai pe drumurile comunale și tot ceea ce înseamnă zona lor, ci și pe drumurile europene și oricând și oriunde sau în localitățile vecine interveneau, pentru că aveau cu ce? Aveau o legislație în care erau voluntari în acele sisteme și erau angajați ai dumneavoastră, dar în momentul în care primeau acel apel, plecau și salvau vieți sau stingeau incendii, etc. Același lucru și la noi. Sunt multe zone în momentul de față sau multe terenuri în județul Vâlcea care sunt nemuncite de ani buni, pentru că în baza legilor fondului funciar acestea au fost fărâmițate și nu s-au găsit asociații care să le reîntregească, să plătească omului respectiv o sumă, fie că de bani sau o anumită cantitate de produs pentru a le munci. Însă și aici avem o problemă legislativă pentru a încuraja, pe de o parte, asociațiile, pe de altă parte, proprietarii, această intabulare. Sunt, și e păcat să spunem acest lucru în mileniu 3, secolul 21, sunt zone întregi în România care nu dețin acte, titluri de proprietate. Neexistând aceste titluri de proprietate, acte de proprietate a terenurilor respective, nici persoana care deține o asociație nu le va lua, pentru că nu beneficiază de subvenția APIA, nu poți să accesezi fondurile europene pentru că nu ai acel titlu de proprietate. Deci trebuie să o gândim și putem să facem. Dacă dorim în viitor, v-am spus, asta nu este peste noapte, că zice, au trecut peste 30 de ani de la Revoluție, dar dacă dorim, într-adevăr, putem face acest lucru și depinde ce vrei să dezvolți pentru moment. Sau să încurajezi persoanele respective care au posibilitatea financiară să creeze o fabrică de făcut măști sau să creezi o fabrică, să încurajezi o persoană ce deține fonduri suficiente și poate să acceseze și proiecte europene să redeschidă fabrica unde se construia la Brașov, unde se construia Aro. Eu cred că dacă există voință, există și putință. E adică o se pot. Da, prea multă birocrație se lucrează și văd în ultima perioadă că se lucrează la acest lucru, dar mai durează. Vorbeam de digitalizarea aceasta. O să vedem că spuneau anumite persoane că este posibil să complicăm mai mult lucrurile prin digitalizare. Trebuie să complicăm și nu avem cum să complicăm. Aici, pe de o parte, cu digitalizarea, eu spun că este un lucru bun și, pe de altă parte, nu că încurajăm, obligăm. Sau prin această digitalizare se obligă și unitățile administrativ-teritoriale să creeze în toate comunitățile acele puncte sau fiecare locuitor să dețină internet. Pentru că vorbim de anul 2022. Și am văzut cu ocazia pandemiei și cu ocazia războiului cât de important este accesul foarte la tehnologie. Foarte important. Pe de-o parte, scutești din costuri pentru persoana respectivă să-ți vină de la Bălcești până la Râmnicu Vâlcea să-ți depună o coală când poți să faci acest lucru prin o poză simplă, că toată lumea deține un telefon și
să descarci aplicația aceea scanner, să poți să trimiți documentul respectiv, scutești și persoana respectivă de timpul pierdut, nici să plece din timpul serviciului sau să-și ia liber ziua respectivă și aici la ghișee să nu mai fie aglomerație și tot ce înseamnă. Eu sper că pe viitor să se rezolve asta, pentru că nu pot să spui acum în totalitate, domne, noi facem sau se face digitalizarea, dar ce facem cu Neion din vârf? Vă spun că Neion și bunicii mei aveau un telefon și stai într-adevăr o zi cu ei să le explici, dar din curiozitate și tot învață și se descurcă. S-au adaptat și la exact ce se întâmplă acum. Că tot vorbeam despre bani, spuneați dumneavoastră despre necesitatea atragerii de fonduri, iată că guvernul a semnat cu autoritățile locale primele finanțări din Planul Național de Reziliență și Redresare, vorbim de 92 de milioane de euro, bani care merg către primării și unitățile de învățământ din mediul rural și către creșterea eficienței energetice și termice a unor spații din mediul rural. Cât de multă nevoie au UAT-urile, atât din România cât și cele de la nivelul județului Vâlcea, de acești bani? Nu numai UAT-urile, eu vă spun că și persoanele fizice, dacă faceți o analiză pertinentă, să-i spunem așa, o să observați că 70% din energia termică este pierdută de clădiri. Adică neizolate, tot ce înseamnă această căldură. Se pierde proprietarul consumă, plătește și consumă mai mult. Foarte mare nevoie este în România, nu numai în județul Vâlcea, de atragerea acestor fonduri europene. Vorbeam cu cineva și iar vorbim că tot prin PNRR o să observați că în fiecare unitate administrativ-teritorială o să există minim o stație de încălcare a unei mașini electrice, de mașini electrice. Că tot vorbim de atragere de investitori și tot ceea ce înseamnă, trebuie să creăm aceste facilități, pentru că, da, într-adevăr, poate există anumite zone înapoiate din punct de vedere al dezvoltării, însă trebuie să creezi minimul de confort celor care doresc să vină să investească în comunitatea ta. Și pe viitor eu am stat de vorbă cu majoritatea primarilor din județul Vâlcea, merg zilnic pe la domniile lor și am observat dorința de a atrage aceste fonduri europene prin numărul mare de proiecte depuse, fie că pe PNRR, fie că la CNI, fie că la Ministerul Dezvoltării Mediului, însă județul Vâlcea are un număr foarte mare de proiecte depus de către primarii noștri. O parte din ele au fost finanțate, o parte din ele vor fi finanțate în viitor pe Angel Saligny și PNRR. Sunt și aici și au fost anumite probleme birocratice, să-i spunem așa, în care mulți nu au reușit să-și facă proiectul așa cum trebuia, pentru că nu se încadra în acele solicitări impuse prin PNRR, însă tot ce au putut din punct de vedere legal să treacă în acel proiect, au trecut. Cred că și mă bucur pe acest, chiar dacă a fost o muncă destul de grea și s-a întârziat foarte mult, din păcate au trecut 7 ani de zile, mă refer la POIM, Adiapa, Apă și Canal, sper ca prin PNRR și POIM-ul ce se va derula în județul Vâlcea, ca până în 2024 să nu mai existe nicio comunitate din județul Vâlcea care să nu aibă apă potabilă și canalizare. Ați observat că și gazele, guvernul Ciucă a reușit, pentru județul Vâlcea avem 5 comunități care au depus pe POIM proiecte pe gaze, au avut proiectele eligibile, dar fără sursă de finanțare, pentru că bugetul se terminase. Ca atare, guvernul Ciucă a înțeles că trebuie finanțate aceste proiecte. Și avem, mă refer aici la Bujorenii, Călimăneștii, Bălceștii, Dăiești, Roiești, Râmnicu-Vâlcea, unde prin banii de la guvern, se vor finanța aceste proiecte. Și o să observați, și de la Ministerul Dezvoltării au fost bani pentru
construirea de noi creșe, pentru că există o problemă nu numai în municipiul cu Vâlcea, și în celelalte orașe cu aceste spații dedicate celor mici, acestor creșe. Dacă vrei, cum spuneam, trebuie să lupți, da, într-adevăr, nervi, supărări, drumuri la București, birocrație. Dar cine a dorit a reușit să-și ducă toate proiectele până la capăt. Poate reușim cumva să salvăm și noi prin aceste proiecte care poate într-un sfârșit se vor aproba, să salvăm cumva gospodăria țărănească, pentru că ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă în mediul rural, oamenii sunt tot mai rari acolo. Da, sunt tot mai rari pentru că, v-am mai spus, trebuie să ne gândim și să terminăm cât mai repede la nivel național această cadastrare. Că e gratuită, că cu sprijin. Trebuie, pentru că sunt foarte mulți care dețin proprietăți în fapt, adică ei l-au cultivat de atâta timp, dar în drept nu au acte. Și ca atare nu poți, nici tu ca nepot, strănepot, să vii să investești în zona unde ai copilării sau unde ți-au copilării părinții, pentru că nu ai acele acte de proprietate. Sper ca în timp acest lucru să nu mai există. În Germania, de exemplu, au existat oameni potenți financiari care în zonele acestea depopulate din mediul rural au cumpărat câte un sat întreg, au renovat pe fonduri europene majoritatea clădirile respective, păstrându-le caracteristicul necesar sau zonei, și au creat într-adevăr zone de relax, să-i spunem așa, pentru oamenii care muncesc în multinaționale, care concedii plăcute, vacanțe plăcute. Eu sper ca și în județul Vâlcea, pentru că avem zone suficient de frumoase, să găsim persoane dornice să investească în acest agroturism, pentru că eu asta văd. Și dacă vă observați și dumneavoastră în zonele aglomerate, chestiunea de agroturism și de ceea ce înseamnă mediul acela cadru păstrat cât de cât bio, atrage foarte mulți turiști și din ce în ce mai mulți turiști, și zona de dezvoltare și a zonei, pentru că la momentul respectiv tu când ai reușit să creezi un astfel de centru, astfel de zonă în comunitatea ta, îl ajuți și pe vecinul să-și vândă brânza de capră naturală, îl și încurajezi să aibă tot ce înseamnă documentație și acte și mod de ținere, păstrare a acelor produse naturale, pentru a nu exista probleme pentru respectivii cumpărători, și poți să-i dezvolți și din zonele respective pe micii producători. Da, pentru că tot ați amintit despre partea aceasta turistică, aș vrea să vă întreb o ultimă întrebare. Cum vedeți dumneavoastră turismul în acest moment, la nivelul județului nostru? Eu cred că este un turism haotic în momentul de față. Avem o zonă frumoasă pe care nu exploatăm. Cunosc foarte multe persoane ce doresc să investească în aceste zone, însă din cauza legislației în vigoare, aceste persoane sunt împiedicate. Și mă refer aici la obârșia lotului și mă refer la părtia de schi. Pe de o parte, n-au infrastructura și nu mă refer acum la drum, că nici drumul nu este la standarde europene, dar mă refer la cealaltă infrastructură, apă, canal. Pe de altă parte, legislația noastră românească spune că dacă o persoană pornește un litigiu pe acea zonă, automat regimul silvic este suspendat de către garda forestieră. Ce înseamnă acest lucru? Că tu niciodată nu o să poți să scoți până nu se termine acest litigiu, și sunt litigii care durează de 10-15 ani și tocmai de aceea nu avem locurile de cazare necesare la obârșia lotului, unde credeți-mă, putem să schiem până mai, până la sfârșitul mai. La sfârșitul mai era zăpadă în acea zonă. Nu poți niciodată să scoți acele terenuri din fond forestier, să le treci intravilan, să obții fonduri europene, pentru că nimeni, adică sunt oameni pregătiți care pot să acceseze fonduri europene, să își dezvolte un business în agroturism în zona respectivă. Tocmai de aceea vă spun că este haotic, trebuie pe viitor să gândim o legislație unitară, să vedem care este interesul și să vedem și care este interesul fiecărui județ în parte.
Domnule subprefect, pe final de emisiune, care este mesajul dumneavoastră pentru telespectatori? Mesajul meu pentru telespectatorii de fapt este o rugăminte. Știu că trecem printr-o perioadă grea, să spunem așa, din punct de vedere economic, având în vedere creșterea prețului la carburant și nu numai energie electrică și celelalte. Eu sper și îmi doresc din tot sufletul și cu siguranță se va întâmpla ca în viitorul apropiat guvernul să găsească soluțiile necesare pentru a trece cu bine peste toată această perioadă de criză. Chiar este o perioadă de criză, să-i spunem așa. Războiul din Ucraina ne-a afectat din punct de vedere financiar, nu numai pe noi, ci întreaga Europa și întreaga lume. Observați și dumneavoastră, mă uitam în Germania, ca o paranteză, pe site cât au crescut, cât de mult au crescut prețurile la mașinile second hand, tocmai din cauza lipsei acelui siliciu pentru componente și acelor piese de a se construi autoturismele. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și vă sugerez să rămâneți în continuare alături de programele noastre. Aveți o seară liniștită!